Salutare tuturor, celor mici și celor mari! Vă invit să aflăm împreună informații interesante despre păsările cântătoare! Păsările cântătoare, în număr de aproximativ 5.000 de specii, sunt răspândite pe întreg globul, cu excepția zonelor polare. Cele mai multe au corpul mic, cu pene colorate, și se hrănesc cu insecte și semințe, sau sunt omnivore. Aceste specii de păsări își construiesc cuibul cu măiestrie, iar puii lor sunt orbi și neajutorați la ieșirea din ouă. Mușchii laringelui sunt foarte bine dezvoltați, permițându-le să scoată sunete melodioase. Fiecare tip de pasăre cântătoare are cântecul său. Coțofana Coțofana este o rudă apropiată a corbului și a ciorii. Penajul său este negru cu alb și are o coadă lungă și dreaptă. Nu este o zburătoare puternică, petrecând mult timp pe crengile arborilor sau pe sol. Este o pasăre sociabilă și zgomotoasă, scoțând sunete puternice. Gaița Gaița are penajul brun roșcat cu dungi albastre și negre pe aripi. Este omnivoră, consumând semințe, fructe, insecte, dar și puii și ouăle altor păsări poate să imite sunetele altor păsări din pădure. În imagine este gaița albastră. Măcăleandrul Măcăleandrul, numit și gușă roșie, datorită petei roșii de pe piept, este întâlnit în țara noastră tot timpul anului, în pădurile de munte și la câmpie, în parcuri și grădini. Se hrănește cu insecte și își face cuibul în scorburi sau sub maluri. Privighetoarea Privighetoarea este cunoscută pentru cântecul său, care poate fi auzit atât noaptea cât și ziua. Cinteza Cinteza este o pasăre de talie mică, răspândită și în țara noastră. Din ținuturile cele mai joase ale deltei Dunării, până la altitudinea de 1500 de metri. Se hrănește cu fructe, semințe, insecte și larvele acestora. Este parțial migratoare. Masculul iernează în țară, pe când femelele și păsările tinere migrează în nordul Africii sau în vestul Asiei. Rândunica Rândunica este un oaspete de var al țării noastre, o pasăre migratoare care zboară pe distanțe lungi. Are coada lungă, bifurcată și picioarele mici. Își face cuibul din pământ pe zidurile clădirilor sau pe pereții peșterilor. Se hrănește cu insecte pe care le prinde din zbor. Pasărea Paradisului Pasărea Paradisului trăiește numai în Noua Guinee, la nord de Australia, și este considerată una dintre cele mai frumoase păsări din lume, datorită penajului multicolor al masculului. Este o specie amenințată cu dispariția, din cauza vânătorii pentru penele sale strălucitoare. Pițigoiul Pițigoiul este întâlnit pe tot globul, în păduri, parcuri, grădini și mai puțin în regiunea arctică. Se hrănește cu semințe, muguri de plante și fructe. Toate aceste informații le puteți găsi în cartea intitulată Păsările, din colecția Pași spre cunoaștere. Editura Erc Press. Vă mulțumesc pentru vizionare!